Produce în Ministerul Apărării acordul atenției deosebit de mare sergenților. Sergenților, soldatul, contractarea în deosebit sergenților. Este o categorie foarte importantă, fără de care, practic, nu se face nimic în unitate militară. În ultimul an, chiar ultimii vă doi ani, se observă sporirea calității și instruirii și vieții a nivelului de sergent-soldat în Armata Națională. Îndeosebi în anul recent am avut mereu salariul care s-a simțit. Desigur, armata mai oferă posibilități de dezvoltare continuă, așa ca cursuri de limbi străine, ca limba engleză, limba germană, pentru că diferite cursuri sunt oferite de partenerii noștri din alte țări și multe cursuri sunt oferite în limba engleză. De aceea, armata oferă aceste posibilități ca să ne dezvoltăm, să învățăm o limbă, nouă limba engleză, și să plecăm la cursuri de perfecționare peste hotare. Desigur, mărirea salariului s-a simțit, e destul de bine, dar cu pași mici vom merge înainte. Este permanent timp și loc pentru mai bun. Sergentul este coloana vertebrală a Armatei Naționale. Pentru ei trece tot efectivul, tot lucrul, toate misiunile, tot ce este legat. Da, și de aceasta, ca să ies, poată conduce, să poată lucra, să fie de vie coloană vertebrală, ei trebuie să fie motivați prin diferite cursuri, salarii și misiuni, ca ei să dobândească o experiență. Experiența pe care am acumulat-o în exerciții și misiuni internaționale este diferită de la misiune la misiune și de la exercițiu la exercițiu. Am fost destul de interoperabil cu colegii străini și ne ajută foarte mult această experiență să o aplicăm la noi în Armata Națională. Pentru a face o armată cât mai modernă, cât mai interoperabilă cu alte armate internaționale. La momentul dat avem mai multe cursuri, avem mai multe beneficii, avem mai multe chiar și misiuni internaționale și oportunități continuă de dezvoltare.